dimineață, fiți binecuvântați de Domnul și bine ați venit la un nou an școlar, un nou an universitar, în funcție de ce, unde sunteți înmatriculați, fiecare dintre voi. Domnul să vă binecuvinteze. Aș vrea să ne închinăm împreună în seara aceasta, să cântăm, să ne rugăm, să ne deschidem inimile. Vom începe acest an universitar cu o serie de mesaje legate de predica de pe munte. Și aș vrea să citesc fericirile din Matei 5 și împreună să medităm la aceste lucruri și apoi să intrăm în cântare și în rugăciune. Spune cuvântul Domnului Matei 5 cu 1, când a văzut Iisus noroadele, s-a uitat pe munte și după ce a șezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să învețe. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii al lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. Căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Amin. Cuvinte bogate sunt aici în Scriptură care ne vorbesc despre o fericire și că e ferice de voi și bucurați-vă și veseliți-vă când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ. Domnul Iisus vorbește aici despre o altă fericire departe de cea pe care o promovează societatea noastră. Oare care este adevărata fericire? O întrebare la care vom încerca să găsim răspuns din Scriptură în seara aceasta. Dar până la mesaj, aș vrea să vă deschideți inimile, să avem inima pregătită, să avem inima gata, să stăm de vorbă cu Domnul, să-i spunem lucrurile pe care le avem de spus în cântare și în rugăciune. Și să nu ne grăbim, avem timp și Domnul să ne binecuvinteze. Haideți să cântăm! Ta să mă închin ca să fiu umplut cu har divin. Prin iubirea ta aș vrea mai mult să Sus, vine partea mea.
Să vă așezați câteva minute. Ne bucurăm să vă revedem pe toți care ați ales să veniți la întâlnirea tinerilor la Biserica Betel Zorilor. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Ne bucurăm să fim din nou împreună după o perioadă de vacanță, după o perioadă în care pentru unii lucrurile s-au așezat, pentru alții abia de acum încep. Aș vrea să citesc ca motiv pentru următoarea rugăciune două versete și o să citesc prima parte a fiecărui verset. În Ieremia, capitolul 15, versetul 11, prima parte, și versetul 19, prima parte. Spune așa: Domnul a răspuns, da, vei avea un viitor fericit. Versetul 19, de aceea, așa vorbește Domnul, dacă. Câți dintre voi ați venit la Cluj ca să vă faceți un viitor? Mâna sus. Am puțin, restul, ce căutați aici? Cred că fiecare dintre noi, dacă suntem sinceri, suntem în Cluj sau poate în altă parte, tocmai ca să ne facem un viitor. Și foarte mulți dintre noi suntem în etapa în care ne formăm viitorul nostru profesional. Ce vom face mai departe? Ei, dragii mei, Dumnezeu e interesat pentru fiecare dintre noi să ne ofere un viitor. Spunea cuvântul Domnului prin prorocul, căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor. Dumnezeu e interesat mai mult decât poate suntem noi interesați uneori să ne ofere un viitor fericit. Însă, dragii mei, Dumnezeu nu ni-l oferă în orice condiții. Faptul că suntem în Cluj nu înseamnă că avem viitorul asigurat. Sau vorba unora, viitorul sună bine. Nu-i chiar așa. Dumnezeu spune, vei avea un viitor fericit dacă. Viitorul pe care Dumnezeu îl oferă, îl oferă în anumite condiții. Și aș vrea să ne uităm scurt la două dintre ele. Și apoi, pentru că suntem la început de an, aș vrea să ne rugăm pentru lucrul acesta. Nu știu câți dintre noi în rugăciunile noastre, gândindu-ne că vom fi poate o perioadă, unii pentru primul an, alții poate am revenit după anii care am petrecut deja aici, poate ne-am obișnuit deja cu lucrurile, pentru alții e totul nou la început. Spunea cuvântul Domnului în primul verset, versetul 19, de aceea așa vorbește Domnul. Dacă te vei lipi iarăși de mine, îți voi răspunde iarăși și vei sta înaintea mea. Viitorul fericit, așa cum îl vede Dumnezeu, depinde care sunt lucrurile de care ne vom lipi fiecare dintre noi. Mă gândesc la un moment dat, spune Biblia, există o pildă în Biblie, pilda fiului risipitor, spune Biblia că după ce fiul cel mai tânăr și-a luat tata averea și-a plecat, menționează Biblia acolo prin evanghelistul Luca că s-a lipit de unul dintre oamenii aceia. Oamenii de care ne vom lipi vor decide viitorul nostru. Oamenii pe care îi vom însoți vor decide viitorul nostru. Și mi-aș dori ca fiecare dintre noi, așa cum spunea Dumnezeu, dacă te vei lipi iarăși de mine. Fie că poate suntem pentru al nu știu câtele ani la Cluj sau poate alții pentru prima dată, în perioada care ne stă înainte, rugăciunea noastră aș vrea să fie aceasta. Doamne, vrem să rămânem lipiți de Tine. Oamenii vor încerca prin diferiți oameni să ne atragă poate în diferite locuri de care să ne lipim și să fim ca și ei. Noi să rămânem lipiți de Dumnezeu. Spune cuvântul Domnului apoi mai departe, dacă vei despărți ce este de preț, de ce este fără preț. Viitorul, dragii mei, e determinat de alegerea aceasta, dacă vom ști să despărțim care sunt lucrurile de preț față de cele care nu au preț. După cum știți, sau poate n-ați aflat încă, ați venit în orașul care are prețurile cam cele mai mari.
O să vedeți de mâine când mergeți să vă luați un bilet la autobuz și poate o să treceți la biciclete, să știți de ce. Asta apropo de faptul că, vedeți, fiecare lucru în viață are un preț. Și Dumnezeu spune, viitorul e determinat dacă știu să fac alegerea aceasta. Alerg după lucrurile care au cu adevărat preț? Sau poate timpul meu, energia mea, le voi da pentru niște lucruri care la final, când voi trage linie, voi vedea că nu au avut niciun preț. De aceea, dragii mei, gândul acesta aș vrea să fie în următoarea rugăciune, pentru că suntem la început de drum. Pentru că Dumnezeu ne-a binecuvântat și ne-a dat harul să avem acest început. Aș vrea pentru anul care ne stă înainte, gândul acesta să fie înaintea noastră. Doamne, în anul acesta vreau să rămân lipit de Tine și apoi, în anul acesta, dăm înțelepciune să știu care sunt lucrurile de preț după care trebuie să alerg. Pentru că altfel viața oricum e o alergare și alergăm de dimineața până seara și trece un an și trece doi și trece facultatea și ne dăm seama oare la urmă după ce am alergat. De aceea spunea cuvântul Domnului, Domnul a răspuns, vei avea un viitor fericit dacă te vei lipi iarăși de mine și dacă vei despărți ce este de preț de ce este fără preț. Și așa să ne ajute Dumnezeu pe toți la lucrul acesta. V-aș invita să ne ridicăm în picioare și cu gândul acesta să-l punem în inima noastră pentru anul care ne stă înainte. Suntem aici pentru că dorim să ne realizăm un viitor, însă ceea ce vreau să vă spun, nu există viitor fără de Dumnezeu. Nu există viitor fără de Dumnezeu. Poate vom deveni oameni din punct de vedere profesional foarte buni, însă fără de Dumnezeu, viitorul nu arată deloc bine. De aceea, în perioada în care suntem aici, Dumnezeu să ne ajute să rămânem lipiți tare de El, să nu ne lăsăm clătinați, lipiți de alte lucruri și în perioada aceasta, Dumnezeu să ne ajute să știm să decidem, să avem înțelepciunea aceasta, care sunt lucrurile de preț după care merită să alergăm și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Haideți să intrăm în rugăciune și să ne rugăm cu toții.
început a fost cuvântul și cuvântul s-a întrupat. Gloria sa nemărginită printre noi s-a arătat. Laud numele tău, Iisus, laud numele tău, Iisus, ești al meu rege înălțat. Laud numele tău, Iisus, ești mielul ce-a fost răpus. Laud numele tău, Iisus, al slavei rege. Iar pentru a fi în veci cu tine, printre oameni ai umblat. N-ai renunțat nici la mine, te-ai smerit să
m-ai adus la lumină și înțeleg nici cum, nici când nu m-ai lăsat, nu m-ai abandonat. M-ai adus la lumină, frica și orice grijă ce m-a stăpânit, Tu, Doamne, vezi ce-ai risipit. Iisuse, ce sunt Domn pe-ntreg pământ. Eu voi crede în Tine, chiar de-a fi să trec prin încercarea grea, Tu pentru mine vei lupta. Iisuse, Tu niciodată nu mă părăsești, puteți să reocupați locurile. Oh, ce mulți suntem în seara asta aici. Mulțumim Domnului pentru oportunitatea de a fi împreună, de a cânta, de a ne ruga și a ne deschide inimile către El. Chiar îmi propusesem să vă felicit că în multitudinea de evenimente acum care sunt în orașul nostru și cu ocazia demarării unui nou an universitar, ați ales să fiți în seara asta la întâlnirea noastră de tineret, să stăm unii cu alții, să legăm relații noi, să vedem ceea ce Dumnezeu are să ne spună. Și mă uitam pe flyerele ce le-am primit, cred că sper cu toții, dacă nu, sigur, mai sunt la ieșire. Și mi-am dat seama că contextul ăsta al departamentului de tineri întâlnește vârste cam de la 15 ani, cred că cam așa, clasa 8-a, până 25, chiar 30 de ani, cred că. O plajă de vârstă de 15 ani. Și mulțumim Domnului pentru generația noastră și generația voastră care poate să ducă mai departe Evanghelia, poate să ducă mai departe Cuvântul lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul pentru asta. Gândindu-mă la seria de mesaje care urmează să o împărtășim la tineret, perioada asta, toamna aceasta, sezonul de toamnă, și uitându-mă la felul în care Matei alege să prezinte și să prezinte succesiunea evenimentelor, dacă ați fost curios și dacă știți, înainte de predica de pe munte, sunt două evenimente majore care se întâmplă în viața lui Iisus.
Și înainte ca el să-și înceapă lucrarea, au loc două evenimente majore în viața Domnului nostru Iisus Hristos, și anume, primul, în capitolul 3, ultima parte, Matei vorbește despre botezul lui Iisus. Și ulterior, în capitolul 4, exact imediat după botez, Matei alege să relateze felul în care Domnul nostru Iisus Hristos ajunge să fie ispitit de către Satan. Și ulterior vine predica de pe munte. Ei, m-am gândit, ce cu succesiunea asta de evenimente și ce se întâmplă de Matei, ce vrea Matei să ne transmită prin asta? Și m-am gândit că e un mesaj foarte potrivit pentru plaja noastră de vârstă care ne aflăm aici, de la 15 la, am zis, 25-30 de ani. Și mesajul pe care vreau să vi-l transmit în seara asta și gândul pentru următoarea rugăciune e că, indiferent de etapa în care ne-am aflat, Dumnezeu vrea să ne transmită ceva. Știu că sunt aici adolescenți și tineri care poate se află în pragul deciziei de a-L urma pe Hristos, care începe cu un botez, cu o mărturisire publică a deciziei noastre de a-L urma pe Hristos. Poate sunt dintre noi oameni care, tineri care se află într-o încercare a credinței noastre, într-o ispitire, într-o multitudine de evenimente care ne pun la încercare ceea ce credem. Și poate sunt mulți dintre noi și poate majoritatea care suntem în faza în care trebuie să ne așezăm învățăturile. Ceea ce face Iisus în predica de pe munte, înainte de lucrarea Lui publică și înainte să înceapă să facă vindecări și minuni și să înceapă să-și expună învățătura, El își consolidează bine și propovăduiește poporului principiile Lui, principiile învățăturii Lui, principiile Evangheliei. Gândurile pe care vreau să, la care să medităm în rugăciunea ce urmează, indiferent în care fază ne-am afla, ziceam că Dumnezeu are să ne spună ceva. Nu suntem prea tineri la 15 ani să ne dedicăm viața Domnului, nu suntem prea tineri să îi zicem da și ulterior să facem public mărturisirea noastră. Nu suntem prea tineri nici de cum ca Dumnezeu să ne încerce și nu suntem prea tineri ca să ne expunem și noi adevărurile în care credem. Ei bine, ce adevăruri vreau să spicuiesc din predica aceasta de pe munte, care se întinde pe mai multe capitole, trei lucruri pe care eu le-am observat în viața mea ca și un lucru neapărat și lucruri la care, sincer vă spun, m-am simțit deficitar. Hai să citim din capitolul 5, versetul 16. Trei lucruri sau trei capitole în care Domnul Iisus Hristos ne îndeamnă în seara asta să fim atenți. Versetul 16 din capitolul 5 zice așa: tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Ați ajuns, poate majoritatea dintre voi, în anul întâi de studenție la Cluj și vreau să ne rugăm pentru lucrul ăsta. Doamne, fă-ne o lumină între cei printre care ne-ai pus. Fă-ne o lumină acolo unde Tu ne-ai pus. Știm că de multe ori e greu să fim lumină. Știm că de multe ori trebuie să fim atât de atenți la ce facem, la ceea ce zicem, la reacțiile noastre. Dar să ne rugăm în seara asta Domnului, El să ne facă lumină. El să ne transforme pe noi. Să avem momentul ăsta decisiv, dacă nu l-am avut, în care să-i spunem da, dar să nu rămânem la atâta, ci să luminăm în jurul nostru. Predica de pe munte merge mai departe și mai citesc un verset din capitolul 6. Capitolul 6 cu versetul 6. Și tu, când te rogi, spune Iisus, în odăița ta încuie ușa și roagă-te Tatălui tău care este nascuns și Tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Timpul pe care îl aveți la dispoziție în perioada asta a studenției și a tinereții, nu vă veți mai întâlni niciodată cu el. E un timp în care să acumulați, e un timp în care să vă formați obiceiuri. De aceea, anul ăsta de studenție, vă îndemn, nu uitați de părtășia cu Dumnezeu, părtășia personală cu Dumnezeu.
Nu uitați să vă luați timp, să închideți ușa după voi, să vă retrageți într-un loc liniștit și să aveți voi fiecare părtășia cu Iisus Hristos și cu Dumnezeu. Textul merge mai departe și în capitolul 6, penultimul verset 33, zice așa Domnul Iisus: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu uitați un lucru, anii aceștia de studenție, poate pe care începeți, sau de liceu. Dacă căutăm împărăția lui Dumnezeu și dacă începem cu ea, Dumnezeu e credincios și drept să ni le dea și pe celelalte pe deasupra. Slavă Lui! Haideți să ne ridicăm în picioare. Mai citesc un verset pe care apostolul Pavel îl spunea unui tânăr pe nume Timotei, din 2 Timotei, capitolul 1 cu versetul 13. Dreptarul învățăturilor sănătoase pe care le-ai auzit de la mine, ține-l cu credință și dragoste care este în Hristos Iisus. Care e dreptarul învățăturilor cu care ați venit la Cluj? Care e dreptarul învățăturilor cu care începem un an universitar, un an de TBZ? Domnul ne zice în seara asta: fii lumina acolo unde ești tu. Răspândește lumina mea, răspândește Evanghelia împărăției mele. Nu uita de părtășia personală, nu uita de relația pe care trebuie să o ai și timpul pe care trebuie să-l avem fiecare dintre noi cu Dumnezeu, singuri, personal. Și mai departe, nu uita să cauți împărăția mea mai presus de toate lucrurile. Nu știu cum sunteți voi în fața acestor învățături, acestor dreptare, dar eu simt că mai am de lucrat. Eu simt că nu-s acea lumină așezată pe stâncă ca să lumineze, nu-s acea sare care să dea gust. Poate părtășiile mele personale sunt grabă uneori, poate de multe ori caut mai mult rostul vieții ăsteia decât împărăția lui Dumnezeu. Și haideți să facem rugăciunea asta și în aceste trei direcții, să-i cerem lui Dumnezeu: Doamne, vrem să progresăm, vrem să stăm aproape de Tine, vrem să căutăm împărăția Ta, vrem să avem o relație autentică cu Tine și Dumnezeu, cu siguranță, e credincios să răsplătească hotărârile noastre ferme. Haideți să facem rugăciunea asta.
ții în mâna ta și sunt al tău pe veci. Iisuse,
Amin. Domnul să vă binecuvinteze. Înainte să luăm loc, haideți să ne binecuvântăm unii pe ceilalți. Spuneți-vă o încurajare, un bun venit. Domnul să vă binecuvinteze. Dacă nu vă cunoașteți, faceți cunoștință. Aș vrea să prezint acum puțin lucrarea noastră de tineri și n-aș vrea să insist foarte mult. Ne întâlnim în fiecare miercuri aici la părtășie, o dată pe lună, în a patra miercuri din lună, avem întâlnire publică cu toate grupele în acest format. În celelalte trei săptămâni ne întâlnim pe grupe și aici puteți să trimiteți un mesaj cu numele vostru și anul de studiu sau clasa unde vreți să faceți parte. Avem două grupe de adolescenți, grupa claselor 8 și 9 și grupa claselor 10 și 11. Iar apoi avem trei grupe de studenți și una de absolvenți, grupa clasei a 12-a și anul 1, grupa anilor 2 și 3, grupa anilor 4 plus și grupa absolvenților. Aici găsiți numerele telefon ale liderilor. Vă rog să îndrăzniți, să le scrieți mesaj, să le spuneți că vreți să faceți parte dintr-o grupă și vă îndemn să faceți lucrul acesta. Acum vedeți voi, Clujul e foarte ofertant și probabil știți asta. Nu doar din punct de vedere al lucrurilor ce le oferă, ci și din punct de vedere al bisericilor. Vă îndemn să mergeți să vedeți, Domnul să vă binecuvinteze, să faceți alegerea cea bună, cum zicea cineva, nu vă riscați, haideți la noi. Noi vă așteptăm aici, dacă vă identificați cu tot ce se întâmplă la noi, cu modul nostru de închinare, cu ceea ce promovăm noi ca biserică penticostală, vă așteptăm să fiți alături de noi. Să știți că vă puteți găsi locul aici, nu doar la un grup de studiu, puteți să vă găsiți locul ca într-o familie. Sunt mulți din echipa de lideri care pot să confirme lucrul acesta, care au venit la Cluj, s-au simțit integrați, s-au simțit hrăniți și parte a comunității noastre și slujesc împreună cu noi, s-au căsătorit aici, deci e o bună oportunitate, Domnul să lucreze. Și vă așteptăm să ne întâlnim în fiecare miercuri și să creștem spiritual împreună. Domnul să vă binecuvinteze. Așadar, îndrăzniți, cei ce sunt pentru prima dată cu noi, aș vrea să ridice mâna, cei ce sunt de... Domnul să vă binecuvinteze și să vă țină obiceiul. Aș vrea, înainte să îl chem în față pe fratele Răzvan Predatu, care ne va vorbi în seara aceasta, aș vrea să îl chem împreună cu noi și fratele Dan Bodia, păstorul bisericii, căruia îi mulțumim pentru eforturile pe care le depune conducerea bisericii ca întâlnirile noastre să fie plăcute și să poată avea loc în formatul acesta și toate lucrurile pe care le oferim de-a lungul anului. Frate Dan, vă așteptăm să aveți un gând pentru noi, iar apoi Domnul să-l binecuvinteze pe fratele Răzvan, care va veni în față și ne va vorbi legat de tema din seara aceasta. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vreau să vă citesc un cuvânt din Scriptură și apoi foarte scurt vreau să punctez câteva lucruri care sunt pentru voi. Mă bucur să fiu cu voi în seara aceasta. Mă bucur de numărul care este deosebit și fie ca Domnul, așa cum a spus Vlad, să vă ajute să rămâneți consecvenți, să nu lăsați ca timpul care va trece peste voi, greutățile, problemele, să vă deturneze de la ținta sau de la obiectivele pe care vi le-ați stabilit. Vreau să vă citesc un cuvânt din Scriptură, din Isaia, din capitolul 28,
Voi citi la versetul 23 și până la versetul 29. Cuvântul Domnului spune așa: plecați-vă urechea și ascultați glasul meu, fiți cu luarea minte și ascultați glasul, cuvântul meu. Cel ce ară pentru semănătură ară oare necontenit? Necontenit își băzdează și își grăpează el pământul? Oare după ce a netezit fața pământului, nu aruncă el măzăriche și seamănă chimen? Nu pune el grâul în rânduri, orzul într-un loc deosebit și alacul pe margini? Dumnezeu lui l-a învățat să facă așa. El i-a dat aceste învățături. Măzărichea nu se trăiește cu leasa și roata carului nu trece peste chimen, ci măzărichea se bate cu bățul și chimenul cu nuiaua. Grâul se bate, dar nu se bate necontenit. Împingi peste roata carului și cai, dar nu-l sfărâmi. Și lucrul acesta vine de la Domnul oștirilor. Minunat este planul lui și mare este înțelepciunea lui. Am citit cuvântul acesta, poate sună ciudat puțin, pentru că are de-a face cu agricultura și nu știu câți dintre voi mai sunteți sau mai știți ceva din tot ceea ce înseamnă agricultura. Dar ce vreau să subliniez din tot ceea ce am citit este că Dumnezeul nostru este Cel care dă înțelepciune pentru toate lucrurile. Și am citit. Știu că sunt unii dintre voi care ați venit la Cluj și aveți niște obiective foarte clare puse în minte. Poate ați început facultatea sau poate sunteți la nivel de liceu și vă vedeți într-o anumită direcție. Știi, stau atâția ani, fac școala asta, asta vreau să fac, mai fac un master, un doctorat și așa mai departe. Și am înțeles că pentru toate lucrurile Dumnezeu este Cel care dă înțelepciune și pricepere. Dar ceea ce sublinează cuvântul Dumnezeu aici, vreau să subliniez și pentru voi. Este un timp pentru fiecare lucru. Și așa de frumos spuneam Isaia, auzi, roata carului, măzărica nu se tremere, nu se tremere cu leasa și roata carului nu trece peste chimen. Și versetul 28, grâul se bate, dar nu se bate necontenit. Adică nu se bate tot timpul, există un timp limitat, există un termen care este dat acolo. Știi ce înseamnă lucrul ăsta? Că s-ar putea timpul acela să treacă și pe urmă nu mai poți să faci nimic. S-ar putea să vrei să mai faci ceva și pe urmă să nu se mai poată face nimic. Ce vreau să subliniez și lucrul cu care aș vrea să vă rămân așa în inimă și să plecați acasă. Nu trebuie să vă dați răspuns în seara asta, dar aș vrea să-l frământați. Spune ultimul verset așa. Lucrul acesta vine de la Domnul oștirilor. Minunat este planul lui și mare este înțelepciunea lui. Știu că toți știm că Dumnezeu nostru este înțelept și că este mare. Știm că toți știm că Dumnezeu nostru este Cel care face planul mărețe. Întrebarea care aș vrea să o ai în minte și în inimă este: care este planul lui Dumnezeu pentru tine? Nu mă interesează câți ani ai, mă interesează ce școală vrei să faci, mă interesează ce obiective ți-ai pus tu pentru următorii ani, dar aș vrea să te frămânți cu un lucru acesta. Ai venit la Cluj și ți-ai făcut tu planurile tale, ai discutat poate cu părinții și așa mai departe. Dar întrebarea care vreau să o ai în inimă și să o frămânți: totul va avea de-a face doar cu grâu, cu măzărichea, cu chimenul, adică cu lucrurile astea de pe pământ? Sau mai există ceva sau mai are ceva Dumnezeu pentru tine? În anul acesta, pentru anii care vor urma, dacă Dumnezeu ne mai ține cu viață și cu sănătate. Știi tu care e planul lui Dumnezeu pentru tine? Lucrul acesta frământă-l în inimă, pentru că, să știți, orice plan sau ce urmare a unui plan deosebit al lui Dumnezeu începe cu frământare. Dacă nu există frământarea, îți garantez că nu va exista niciun moment în care să iei anumite hotărâri și anumite decizii în direcția planului pe care Dumnezeu l-are cu tine. Pentru aflarea acestui plan, chiar dacă poate nici măcar nu te-ai gândit la lucrul acesta, vreau să spun eu, ai nevoie de un cadru deosebit în care să poți să înțelegi planul lui Dumnezeu. Spunea Vlad că noi vrem să oferim cadrul ăsta. Planul lui Dumnezeu este mare pentru că înțelepciunea lui este deosebită. Ar fi prea puțin să stai un an de zile în Cluj sau mai mulți ani și la final să te trezești numai cu grâu, cu chimen, cu măzăriche, pentru că planul pe care Dumnezeu îl are cu privire la tine și cu privire la mine este mult, mult mai măreț.
Vă doresc vouă tuturor, așa cum mi-am dorit și mie și cum caut în fiecare zi, să înțelegeți care este planul lui Dumnezeu cu privire la voi și să nu vă opriți la atâta. Să nu vă opriți și să rămâneți așa uimiți, să uitați, wow, ce înțelepciune deosebită are Dumnezeu, ci să vă luptați, să fiți în planul Domnului și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mă bucur să putem să stăm în seara asta împreună aici. E o mare bucurie și să fim așa de mulți tineri. Și e așa de frumos să dezbatem subiecte atât de interesante, să spunem așa. Și ceea ce vom discuta în această seară este un subiect care este foarte, foarte popular. Dacă mergeți în orice târg de carte, o să vedeți la diverse standuri, o să vedeți la filozofie, o să vedeți la teologie, o să vedeți la psihologie, foarte multe cărți despre acest subiect, și anume, cum să fii fericit. Și o să vedeți că există cărți care spune cum în 3 pași să devii fericit și să fii fericit, sau cum în 7 pași și unii în 10 pași și unii în 12 pași, și fiecare are ceva de spus despre cum să fii fericit. Și când vorbim despre fericire, aș vrea să știți că este un proverb pe care noi îl avem și spune așa: nu tot ceea ce strălucește este aur. Cu alte cuvinte, nu tot ceea ce pare a fi fericit, aduce fericire, îți va aduce în final această fericire. În piața publică din Roma, pe primul slide o să puteți vedea, se vindeau în Roma antică anumite vase. Și vasele astea, în procesul de realizare a lor, la un moment dat, puteau să se spargă, puteau să se rupă, puteau să se fisureze. Și ce făceau lucrătorii aceștia? Luau acest vas și dădeau aceste vase cu o ceară albă, ca să nu se vadă, ca să acopere acest defect pe care îl aveau. Și mergeau la standuri și, pentru că erau acoperite, vindeau aceste vase la suprapreț. Erau, de fapt, niște fake-uri, niște lucruri care nu erau de mare valoare, dar pentru că erau bine cosmetizate, le vândeau la suprapreț. Și dacă cineva în vremea de atunci vroia să meargă și să cumpere lucru care era cu adevărat valoros, mergea la acele standuri pe care era scris următorul lucru: sine cera, adică fără ceară. Și acolo, dacă mergeai și luai, știai că luai lucrul ăla cu adevărat, lucrul ăla care nu era la suprapreț, adevăratul lucru. Și asta este și lucru pe care vreau să-l subliniez. Când veți merge în lumea asta, să știți că veți vedea foarte multe standuri care vă vor oferi sau care vă vor promite că veți avea fericirea. Dar nu orice stand care vă promite fericirea sau care promite să vă ofere această experiență o să și facă lucrul ăsta cu adevărat. De aceea, în seara asta, pe scurt, vreau să vorbesc despre adevărata fericire sau despre fericirea autentică. Și aș vrea să ne uităm la una dintre definițiile contemporane cu privire la fericire. Există foarte multe definiții. Oamenii se gândesc cum să își sporească această stare de fericire foarte mult. Dar, în general, fericirea e văzută ca o stare de bine, o stare pozitivă, o stare de mulțumire, și starea asta, cumva, oamenii și psihologii au venit și au spus că e un pic mai mult decât o stare de bine, e cumva și să ai o viață bună, așa, să te simți bine, că viața ta e bună, că viața ta e semnificativă, că viața ta merită trăită. Și cumva asta e definiția contemporană cu privire la fericire, și există 3 componente când vine vorba de fericire, și vreau să le vedem pe mai departe. Prima
componentă este viața plăcută, a doua viață bună și a treia viață cu sens. Și când vorbim de viață plăcută, o să te rog să dai mai departe. Viață plăcută înseamnă să te angajezi în tot felul de lucruri, în tot felul de activități care îți produc plăcere. Da, micile sau marile plăcere ale vieții, fiecare după buget, da, să zicem așa. Unii își permit o vacanță pe un iaht, alții își permit o vacanță în nu știu unde, alții își permit o gogoașă mică, da, să aibă parte de aceste mici plăceri ale vieții. Și asta e una dintre componentele fericirii. A doua componentă este viața bună. Adică să ai anumite puncte forte, anumite abilități și să poți să ți le pui în valoare. Mi se pare așa de interesant și cred că puteți să observați, nu am cu nimeni nimica, dar de obicei când te uiți la Facebook-ul cuiva, câte cineva la un moment dat își pune o poză cu el la un microfon vorbind în față la oameni. De obicei sunt persoane care nu vorbesc în mod repetat, să spunem așa, dar cred că ce vor să transmită îi tocmai lucrul ăsta. Uite-te, mă, ce viață bună are ăsta. Adică uite-te cum își pune în valoare punctele forte, cum își pune în valoare abilitățile, cum are această viață bună. Și a doua componentă este tocmai acest lucru, să ai anumite abilități. De exemplu, să ai umor, să, nu știu, să fii bun la ceva, să cânți bine la un instrument sau alte lucruri pe care le putem face, la care suntem talentați și să le punem în valoare. Și asta înseamnă, și unii oameni spun, uite, asta înseamnă să fii fericit. O a treia componentă, și poți să dai mai departe, este partea aceasta de viață cu sens. Adică să faci ceva ce trece dincolo de tine, adică să faci ceva pentru ceilalți, pentru ceva ce nu ține de tine. Adică să dai, să faci donații, să te implici în cauze nobile, să construiești ceva ce e dincolo de viața ta, de pildă, dacă vă uitați la una dintre cele mai frumoase biserici care există în lume la momentul actual, Sagrada Familia în Spania, vedeți că este o biserică care a început de foarte mult timp înapoi și care se va termina la un moment dat. Da? Un arhitect care a gândit lucruri care trec dincolo de viața lui și dincolo de capacitatea lui sau de momentul vieții lui. Și unii spun că fericirea înseamnă acest lucru, să faci ceva ce transcede viața ta, ce trece dincolo de tine. Și asta este, să spunem așa, sunt principalele componente pe care, să spunem așa, oamenii le definesc ca fiind fericire. Dar în această seară aș vrea să trecem cumva dincolo de aceste elemente, viață plăcută, viață bună, viață cu sens. Și aș vrea să vorbim despre ceva mult mai profund decât aceste lucruri și la final o să înțelegeți mai bine ceea ce vreau să zic. În societatea în care noi trăim, să știți că în principal oamenii pun accent pe aceste prime două componente, și anume viață plăcută și viață bună, și cumva se supralicitează lucrul ăsta. Vrei să ai o viață fericită, du-te, nu știu ce îți oferim, nu știu ce vacanță extraordinară. Vrei să ai o viață fericită, vino la cursul nostru de formare să te facem un mare speaker motivațional și așa mai departe. Și se licitează foarte mult pe aceste componente, primele două componente. Și cumva dacă mergi și întrebi oamenii pe stradă ce înseamnă fericirea, veți vedea că există aceste concepții eronate. Dacă îi vei întreba, îți vor răspunde, viață bună înseamnă să ai bani, viață bună înseamnă să ai sănătate, viață bună înseamnă să fii influencer, viață bună e să fii o personalitate, să fii cineva. Și aș vrea să ne uităm în seara asta la definiția biblică sau cum stau lucrurile în ce privește fericirea autentică, fericirea adevărată. Și aș vrea să ne uităm la trei principii pe care le-am extras din textul care s-a citit, din aceste fericiri pe care mulți dintre noi le știm. Și primul principiu, dacă dai mai departe, este următorul.
Fericirea autentică nu este circumstanțială, sau fericirea adevărată, acel lucru adevărat, nu este un lucru care ține de circumstanțele vieții. Și dacă ne uităm la aceste fericiri, și cei care aveți Bibliile, puteți să urmăriți cu mine, veți vedea că fiecare dintre aceste fericiri începe așa: ferice, 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 ferice. Și cuvântul ăsta în latină este beati, așa se numește, și este un cuvânt tradus care în limba greacă înseamnă makarios. Da? În limba greacă cuvântul care apare este makarios. Poate ați auzit de episcopul Macarie sau... Asta înseamnă fericit, fericit. Și cuvântul ăsta, cred că cel mai bine tradus, nu ar fi fericit, pentru că fericirea aceasta se referă la o stare temporară, la o stare tranzitorie. Și cred că cea mai bună sau cea mai bună traducere, o mai bună traducere ar fi binecuvântat. Și puteți să citiți așa: binecuvântat este. Da? Pentru că unul dintre lucrurile pe care aceste fericiri ne învață este că fericirea nu trebuie să țină de circumstanțele vieții în care noi ne aflăm. Fericirea nu-i doar o emoție de moment, ceva ce simți la un moment dat în viață. Fericirea nu e o stare doar. Fericirea, dacă vreți, sau emoțiile acestea vin și pleacă. Dar noi trebuie să experimentăm sau să trăim acea fericire care rămâne indiferent de circumstanțe. Pentru că realitatea este că fiecare dintre noi avem diferite emoții de-a lungul zilei, de-a lungul săptămânii, de-a lungul unui an. Uneori ne simțim mai bine, avem zile mai bune, alteori ne simțim mai rău, avem zile mai rele. Uneori suntem așa în latura de sus a emoțiilor pozitive, alteori mai jos în latura emoțiilor negative. Dar cu toate astea există o fericire care rămâne cu tine indiferent de circumstanțe. Indiferent de circumstanțele sociale, indiferent de circumstanțele din familia ta, indiferent de circumstanțele din buzunarul tău, indiferent de circumstanțele prin care treci, este o fericire care rămâne, care transcede, care trece dincolo de circumstanțe. Și fericirea asta, bine știți că o putem să o găsim în Dumnezeu. Ne uităm la Apostolul Pavel și îmi place așa de mult Apostolul Pavel. Apostolul Pavel spune în capitolul 4 din Filipeni un lucru extraordinar. Spune așa: nu zic lucrul acesta având în vedere lipsurile mele, căci am învățat să fiu mulțumit cu ceea ce am. Știu să trăiesc modest și știu să trăiesc în belșug. Și ascultați, în orice împrejurări m-am deprins să fiu sătul sau flămând, în belșug sau în lipsă. Pot totul în Hristos care mă întărește. Cu alte cuvinte, ce spune Pavel aici, și el continuă și spune: dar bine ați făcut că ați fost părtaș la strâmtorarea mea. Era într-o situație dificilă de viață. Era la strâmtorare, din punct de vedere financiar nu era bine. Și spune: bine ați făcut că mi-ați ameliorat, ați avut grijă de starea mea materială și bine că ați făcut lucrul ăsta. Dar vreau să vă spun ceva, dincolo de starea asta materială, care poate nu e cea mai bună acum, eu am o fericire pe care mi-o dă Dumnezeu, eu am o fericire în Hristos care trece dincolo. Pot să fiu flămând, pot să nu am bani, pot să o duc rău din anumite puncte de vedere, dar în același timp eu sunt fericit, am învățat să fiu fericit în orice circumstanță m-aș afla. Dragii mei, fie că ai 15 lei, fie că ai, nu știu, te îmbolnăvești, fie că te părăsește prietenul, prietena, indiferent de circumstanțele vieții, vreau să spun ceva: în Iisus Hristos poți să ai adevărata fericire. Și mă gândeam așa la lucrurile astea, mă gândeam la voi și mă gândeam la mine, îmi aminteam de perioada studenției mele și mă gândeam că din punct de vedere uman,
în perioada studenției, realitatea este că nu prea suntem fericiți sau cel puțin din anumite puncte de vedere nu suntem fericiți. De exemplu, suntem în căutarea unei formări profesionale, dar încă n-am ajuns să câștigăm bani. Depindem foarte mult de părinții noștri și ei ne pot ajuta mai mult sau mai puțin. De obicei, un tânăr în perioada studenției nu îl dau banii afară din casă. Din punctul ăsta de vedere, a vieții plăcute, de multe ori ne permitem doar micile plăceri ale vieții. Din punct de vedere al carierei, al punctelor forte, suntem în căutare, suntem în formare, dar lucrăm la noi să ne dezvoltăm aceste abilități umane. Dar încă nu suntem, încă nu te bagă nimeni în seamă. Încă te duci și zice cine ești. Păi, un amăr de student, asta este realitatea. Da? Și cumva, din punctul ăsta de vedere, nu poți să spui că ai foarte multă fericire umană. Dar cu toate astea, dincolo de ele, realitatea e că poți să fii fericit, că poți să fii fericit cu Dumnezeu, că poți să ai o stare interioară, o liniște interioară, o mulțumire interioară, dincolo de faptul că nu ești un om realizat, că nu ești un om care îți permiți nu știu câte lucruri și totuși să fii mulțumit în Hristos. De aceea e foarte important să înțelegem lucrul ăsta, că fericirea nu este circumstanțială sau fericirea adevărată nu este o stare de moment pe care o ai și când nu mai ești în contextul respectiv sau când nu mai faci activitatea respectivă, nu o mai ai. Aia este o fericire umană, dar nu este adevărata fericire. Al doilea lucru pe care îl învățăm, al doilea principiu, este că fericirea autentică este contraculturală. Societatea promovează, după cum am spus, o fericire axată pe viață plăcută, pe viață bună. Dar dacă ne uităm la aceste fericiri, vom vedea contrastul dintre valorile pe care Iisus le promovează și ceea ce spune Iisus că te face fericit și valorile pe care le promova cultura de atunci sau cultura de astăzi. Imaginați-vă că predica asta de pe munte are loc într-un context în care există diferite categorii de oameni. Existau fariseii și fariseii vin și spun: fericirea se găsește în tradiție, adică să rămânem la lucrurile vechi, la lucrurile stabile. Vin saducheii și politica lor era că lucrurile acestea moderne, lucrurile evoluției aceasta te poate împlini, te poate face fericit. Zeloții vin și spun, politica aceasta de cucerire, să dăm jos pe romani și să noi să conducem, și asta înseamnă fericirea. Și în definiția lor existau anumite, să spunem așa, lucruri cu privire la ce înseamnă fericirea adevărată. Și vine Mântuitorul Hristos și spune: fericirea nu înseamnă nici cucerire militară, fericirea nu înseamnă nici tradiție, fericirea nu înseamnă nici modernism, ci vreau să vă arăt ce înseamnă adevărata fericire. Și dacă ne uităm la următorul slide, poate să faci puțin mai mare, valorile pe care lumea le promovează astăzi sunt următoarele: o persoană încrezătoare în sine și autosuficientă, o persoană căutătoare de plăcere sau edonică, mândră, puternică, importantă, mulțumită, descurcăreață, pragmatică, da, sigură pe sine, deschisă la minte, diversă, un spirit competitiv, adaptabil, popular, în trend. Asta este, să spunem așa, valorile pe care lumea în care noi trăim le promovează. Vreau să vă întreb câți creștini populari vedeți voi în societatea în care noi trăim? Câți oameni populari cunoașteți, creștini autentici, în societatea în care noi trăim? O să vedeți că nu-i prea vedeți la media, nu-i prea vedeți la televizoare, nu-i prea vedeți așa, doar în cercuri în care, să zicem așa, sunt acceptați sau tolerați. Și valorile pe care vine, le promovează Iisus, au de-a face cu a fi sărac în Duhul, nu încrezător în sine, a plânge, nu căutător de plăcere, a fi blând, a avea foame și sete după dreptate, a fi milostiv, a avea inimă curată, a fi împăciuitor, a fi persecutat din cauza neprihănirii. Vă dați seama
Ce diferență! Vreau să vă întreb, v-ați dori să fiți un astfel de om, sărac în duhul, la plâns, să plângi, să fii blând, să ai foame și sete, să... Mulți tineri pleacă din biserică în vremurile noi, în care noi trăim, pentru că nu înțeleg valorile lui Iisus. Pentru că sunt atrași de aceste contravalori, pentru că aia reprezintă valori pentru ei. Și realitatea este că dacă vrei să trăiești după valorile împărăției lui Dumnezeu, nu o să fii popular în această lume. Nu din punctul ăla de vedere, cel puțin. Și aș vrea să mergem mai departe și să vedem un pic ce înseamnă totuși aceste valori, pentru că la o primă vedere a zice că este imaginea unui om slab, dar realitatea este cu totul alta. Și aș vrea să înțelegem mai bine aceste valori la care Dumnezeu ne cheamă. Și pentru asta aș vrea să vedem al treilea principiu, care spune așa: fericirea autentică presupune trăirea valorilor împărăției. Și când vorbim de aceste valori, prima valoare sau prima fericire spune: ferice de cei săraci în duh. Cu alte cuvinte, și poți să dai slide-ul următor, e foarte important, sau norma în împărăția lui Dumnezeu este nevoia spirituală. Este această nevoie după Dumnezeu și cred că este fundamentală. Eu cred că nu întâmplător este prima. Când vine vorba de fericire, de dezvoltare personală, chiar și în lumea în care noi trăim, unul dintre principiile lor este că trebuie să-ți dorești, trebuie să simți nevoia aceasta de dezvoltare personală. Și realitatea este că este un principiu biblic. Dacă vrei să crești spiritual, dacă vrei să te dezvolți din punct de vedere spiritual, trebuie să te vezi sărac. Trebuie să vezi că ai nevoie de Dumnezeu. Nu trebuie să te vezi autosuficient, să crezi că tu le știi pe toate, că tu ești bun la toate, că ție nu mai are nimeni ce să spună și să te învețe din punct de vedere spiritual. Și ca să crești spiritual, ai nevoie să fii sărac în duh. Ai nevoie de Dumnezeu. Ai nevoie să înveți de la Dumnezeu. Mai departe este această, să spunem, fericire, ferice de cei ce plâng. Adică în momentul în care ai greșit, sunt mai multe interpretări, dar în momentul în care ai greșit, să poți să te pocăiești, să fie asta important pentru tine, să nu rămâi în starea în care ai venit, ci să poți să plângi pentru păcatele tale. Și asta înseamnă o altă valoare fundamentală în împărăția lui Dumnezeu. Să vezi că ai nevoie de Dumnezeu și când vezi că ai nevoie de Dumnezeu, să începi să plângi după Dumnezeu. Doamne, am nevoie de Tine. Să nu fii mulțumit cu performanțele tale spirituale, să zici: o, ce bine sunt eu. Și să-ți faci un egomasaj spiritual. O a treia valoare este: ferice de cei blânzi. Adică trebuie să fii preocupat și de binele altora. Adică să fii acel om care ești în controlul lui Dumnezeu, care ești sub puterea lui Dumnezeu, dar care îți pasă de binele celorlalți. Și dacă îi să taci în fața celuilalt, să taci. Dacă trebuie să renunți la tine uneori, să faci lucrul ăsta, să fii blând. Pentru că asta te învață valorile împărăției. O altă valoare este să fii flămând și însetat după neprihănire sau după dreptate. Să vezi nevoia de dreptate în lumea în care noi trăim. Să vezi nevoia de dreptate în viața ta. Să vezi nevoia de dreptate pe acest pământ. Cu alte cuvinte, să spui: vie împărăția ta. Adică, Doamne, vie împărăția ta care e dreaptă pe acest pământ și în viața mea și în lumea aceasta. De asemenea, ferice de cei milostivi, adică să ai compasiune pentru cei nevoi, ferice de cei cu inima curată, adică să ai curăție morală la nivelul gândurilor, la nivelul emoțiilor, la nivelul deciziilor, să ai această valoare a spiritului de pace, să cauți pacea, să ai această
capacitate, dacă vreți, să promovezi cuvântul lui Dumnezeu acolo unde ești, chiar dacă e greu. Chiar dacă o să fii ridiculizat la facultate, la școală, în diverse cercuri, oriunde fii, valoare în împărăția lui Dumnezeu înseamnă să rămâi acolo și să continui să promovezi cuvântul lui Dumnezeu. Și astea sunt câteva dintre valorile împărăției pe care le așează Dumnezeu. Acum vreau să te întreb, ce reprezintă pentru tine valoare? Care este valoarea ta fundamentală sau care sunt valorile pe care tu le ai în viața ta? Dimineața când te trezești, pentru ce îți bate ție inima? Când spunea cineva la un moment dat în viață, spunea, dacă pentru tine libertatea este o valoare, în momentul când auzi cuvântul libertate, ar trebui să ți se ridice pielea pe mână, părul pe mână. Pentru că pentru tine lucrul ăla înseamnă valoare. Pentru noi ce înseamnă valoare? Care sunt valorile pe care noi le avem, valorile pe care noi le promovăm în viața noastră? Asta este o întrebare la care să medităm. Și mă gândesc la faptul că, de exemplu, de multe ori idealul nostru înalt, când suntem studenți, este poate să ne terminăm facultatea. Idealul nostru înalt poate să avem un business de succes când terminăm facultatea și să avem bani și să reușim în viață. Pentru alții, ideal înalt înseamnă, nu știu, să se căsătorească și să se întemeieze o familie. Pentru alții, ideal înalt înseamnă, nu știu, să aibă un serviciu foarte bine plătit. Pentru alții, ideal înalt înseamnă să aibă prieteni buni pe care se poate baza. Vreau să vă întreb, care este idealul tău înalt? În anul în care ești, la vârsta la care ești, care este idealul tău înalt? Și vine Iisus și spune, pentru un creștin autentic, idealul înalt este să trăiască după aceste valori ale împărăției. Și aș vrea să dai mai departe. Și dacă e să rămânem cu o idee, din tot ce am spus eu în seara asta, este următorul lucru, poți să dai mai departe, este că la fundamentul vieții noastre sau ca fundament de valoare e așa de important să avem relația cu Iisus și valorile împărăției. Și apoi putem pe aceste valori și în limita acestor valori ale împărăției și a relației cu Iisus pe care noi o avem, să clădim și alte lucruri care să fie în acești parametri. Dar e foarte important, dacă vrei să ai adevărata fericire în viață, este să sclădești viața pe relația ta cu Iisus, este să trăiești viața ta după aceste valori ale împărăției, este să le pui în practică în viața ta. Și vreau să spun ceva, în mod fundamental, aceste valori ale împărăției nu sunt produse de noi ca și oameni, ci sunt produse de Duhul lui Dumnezeu, care vine în noi în timp ce suntem în relație cu Iisus Hristos. De aceea, dacă vrei să ai stabilitate în viață, dacă vrei să știi că ești omul ăla care ți-ai clădit casa pe stâncă și nu casa pe nisip, tocmai lucrul ăsta înseamnă să-ți clădești casa pe stâncă, adică să-ți clădești viața pe fundamentul care este Iisus și să trăiești după aceste valori ale împărăției. Și apoi, sigur, poți să ai o viață plăcută atâta cât Dumnezeu îți îngăduie, poți să ai o viață bună și să spui punctele forte în practică atât cât Dumnezeu îți dă, poți să ai o viață cu sens și semnificație și să ajungi pe alții și așa mai departe. Dar cred că cel mai important lucru este ca la baza vieții noastre să-L avem pe Iisus și valorile împărăției. De aceea aș vrea să dai un slide înapoi. În anul ăsta, cred că e important să ne rugăm pentru ca la Tineret Betel Zorilor să facem exact acest lucru. Să avem aceste valori ale împărăției pe care le-am citit, adică pocăința, să ne putem pocăi, să avem nevoia de Dumnezeu, să avem nevoia aceasta spirituală, să avem compasiune, să fim preocupați de Dumnezeu, de progres spiritual, de ceilalți, de pacea dintre noi, de dreptate în jurul nostru, de dreptate în viața noastră.
Și cred că asta este o rugăciune pe care ar merita să o facem. Doamne, ajută-ne în anul ăsta, la grupe, individual, în întâlnirile publice, să fim oameni care să trăim după valorile împărăției. De aceea, haideți să ne ridicăm și să facem rugăciunea asta împreună. Am tot gândit la acest subiect și noi în fiecare an în Biserica din Zorilor avem o temă a anului, iar tema anului pentru 2022 este tema discernământului spiritual. Anul trecut universitar am vorbit mai mult despre acest aspect, iar tema aceasta a adevăratei fericiri și a fericirilor se potrivește foarte bine cu tema anului, pentru că despre fericire se vorbește și cumva cum zicea și Răzvan, ne invită societatea să căutăm foarte mult fericirea. Și ai nevoie de discernământ să-ți dai seama care este adevărata fericire. Mi-a plăcut foarte mult ideea și rugăciunea pe care am avut-o ca întreg anul să punem la baza tuturor preocupărilor noastre personale și la nivel de grupă și la nivel de biserică valorile împărăției. Și lucrul ăsta e foarte important. Să punem la baza vieților noastre valorile împărăției Domnului Iisus și cu siguranță atunci când ne vom întâlni cu tot felul de situații în viață, vom avea acest filtru și vom ști să discernem corect lucrurile și Dumnezeu să ne ajute. Aș vrea să încheiem seara aceasta aici, iar apoi vom coborî la demisol să avem un timp împreună. Aș ruga să nu vă grăbiți, să nu plecați, să coborâți cu toții jos, să scrieți mesaj, dacă încă n-ați scris acel mesaj, să vă înscrieți la grupe, să vă căutați pe cei de vârsta voastră, pe cei din grupe și să mai schimbăm câteva gânduri acolo jos. Haideți să stăm ridicați, să mulțumim Domnului pentru seara aceasta și să mulțumim Domnului și pentru ceea ce vom servi jos și să facem lucrul acesta prin Marius. Slăvit să fie numele Tău, Doamne Iisuse, pentru tot timpul petrecut în locul acesta. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, pentru cei ce ne-am adunat în seara aceasta. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, pentru că Tu dai biruința
Îți mulțumim, Doamne Iisuse, pentru cuvântul propovăduit, pentru cântările care au fost cântate. Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, pentru că îndurarea Ta cea mare nu contenește, Doamne, să se reveleze în dreptul nostru de fiecare dată când Te chemăm pe Tine. Și îți mulțumim că la părtășiile noastre Tu ești prezent în locul acesta. Îți mulțumim, Doamne, pentru toate planurile pe care Tu le ai pentru noi. Te rugăm în numele Tău cel Sfânt, ajută-ne să ne identificăm, o Doamne, în planul Tău și prin puterea Ta și prin lumina venită din Duhul Tău să putem, Doamne, să înțelegem care este voia Ta pentru viața noastră, să fim fericiți, dar cum? Doamne, ajută-ne să putem, Doamne Dumnezeule, să înțelegem lucrurile acestea și să le aplicăm în viața noastră așa cum Tu dorești. Să despărțim ceea ce e curat de ceea ce nu este curat și astfel să fim împlinitori ai voii Tale în toate aspectele, în cele mai mărunte ale vieții noastre, până la cele mai mari. Îți mulțumim, Doamne, și pentru ceea ce vom servi jos. Te rugăm, dă-ne Tu în continuare un timp frumos, unii cu alții, Doamne, să legăm prietenii. Doamne, Te rog, ajută-ne, Tată, peste toate lucrurile pe care ni le-am propus. Doamne, numele Tău să fie glorificat, iar a noastră, Doamne, să fie smerenia și umilința. Îți mulțumim, Doamne, pentru toate. În numele Tău m-am rugat. Amin. Amin. Coborâm la demisol. Cei de la echipa de întâmpinare îi rog să îi ghideze pe tineri, pe cei ce nu știu. Fiți binecuvântați de Domnul!